Trăim într-o epocă în care este atât de agresiv această lipsă de minerale, încât eu doar mă uit la cum arată omul și cât de stresat este și cum își trăiește viața și eu îmi dau seama din start cum stau lucrurile. Nutriția nu este doar despre mâncare. Mâncare. Toți mâncăm, dar puțin ne hrănim. Iar hrana înseamnă atât alimentație, atât somn, atât soare, atât relații, împlinire personală și dorința de a începe să trăim în iubire sau, cum spuneau bunicile noastre, în credință. Și care este cel mai bun sfat de digestie pe care poți să ți-l dau? Este să-ți prepare propria ta mâncare, pentru că miroși, vezi, tu începi să secreți enzime și automat se digeră mâncarea mult, mult mai bine. Menstruația nu este o pacoste, așa cum o consideră majoritatea femeilor. Este o binecuvântare. Eu fac business după ciclu. Și era toată lumea, what? Toate întâlnirile mele de business, proiectele mele, tot ceea ce înseamnă partea de creativitate, tot ceea ce înseamnă partea de muncă rațională, logică, care nu e în energie feminină, eu mi le setez în dependență de fazele ciclului menstrual. Este o vorbă pe care eu o spun constant și o vorbă pe care și prietenii mei care sunt doctori pediatri au preluat-o. Ok, să vedem, ok, am înțeles ce problemă are copilul, hai să vedem ce problemă are mama. Serios? Vindecăm mama, vindecăm copilul. Dragii mei, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge, podcastul unde puteți afla tot felul de informații utile. Astăzi învățăm cum să mâncăm sau ce să nu mâncăm, pentru că avem invitată pe Angelina Cosma, care este Nutrition Science absolventă la Stanford Center for Health Education. Bine ai venit la Vorba lui Jorge! Bine te-am găsit, Jorge, Angelina, pe tine și comunitatea ta. Mulțumesc foarte mult! Te servesc o figă normală sau figă light? Light. Light, ok. Bine, suntem pe nutriție în logică. Alegem light. Îți ofer un pahar de figa aici la noi la Vladila, unde filmăm podcastul Vorba lui Jorge, pentru că este o locație minunată a prietenilor mei, care, prietenilor noștri, care fac tapet personalizat și mobilier personalizat. Au tot fel de colecții. Trebuie să te uiți pe site pentru că este genial. Sunt fascinată pe acest subiect. Bine Cheers! Bine te-am găsit! Cum facem, Angelina? Începem direct la subiect, intrăm în standardele de viață, cum mâncăm în 2024, care e stilul de viață, cum dormim, cum ne hrănim pe noi, copiii noștri, familia, ce produse folosim, ce nu folosim, de unde o luăm? Hai să vedem. Suntem într-o epocă în care avem acces la atâta informație și la atâta inovație, însă aș începe cu cel mai important aspect astăzi, aici, acum, să ne bucurăm de inovație, dar să ne întoarcem la înțelepciunea noastră ancestrală. De acolo, de unde ADN-ul nostru abia așteaptă să fie hrănit. Pentru că lucrurile, în mare parte, stau simplu, iar noi ne-am complicat extrem de mult. Ia-mă de la început. Ok, am înțeles, ancestral, sună interesant. Hai să vedem ce înseamnă asta. Să mâncăm mai pe românește, cum ar veni? Știi ce contează cel mai mult? Și eu obișnuiesc să spun deseori oamenilor din viața mea. Contează ce mâncăm, suntem ceea ce mâncăm, suntem ceea ce absorbim și suntem ceea ce hrana noastră mănâncă. Am înțeles. Da? Adică dacă am face un circuit și ne-am dat seama din punct de vedere ancestral ce înseamnă acest aspect, atunci ne întoarcem și ne dăm seama că viitorul nostru, tot ceea ce înseamnă nutriția noastră, tot ceea ce înseamnă hrana noastră de zi cu zi, pornește din fundamentul cu ce este hrănită hrana noastră. Oh, aici intrăm într-un subiect foarte profund și mai ales cu atâtea produse care vin din străinătate, cu tot felul de conținuturi. Deci trebuie să
A mânca românește înseamnă a te limita la ceea ce te înconjoară, mediul în care te-ai născut, pentru că nu te-ai născut aici întâmplător. Și suntem încă o țară care avem parte de un pământ foarte bun și avem atât de mulți producători locali. Cred că de aici ar fi foarte bine să pornim și să mâncăm românește, înseamnă să alegem produse autentice românești. Crescute de fermieri români, care, uite-te, sunt supraviețuiesc de la o zi la alta și să alegem produsele din România, crescute aici local. Probabil nu numai din punct de vedere al zonei, dar și al energiei sau cum? Contează toate aspectele astea? În nutriția energetică, dacă am vorbit așa, ADN-ul nostru recunoaște mâncarea care a fost mâncată de liniajul nostru ancestral, adică de generațiile din spatele noastre. Da, din trecut, din exact. Arborele genealogic vorbind. Și lucrul ăsta este esențial, în primul rând, pentru ADN-ul nostru mitocondrial. Hai să-ți explic o chestie importantă. Cumva, noi nu suntem ceea ce a mâncat mama noastră, pentru că ADN-ul mitocondrial vine de la bunica, pentru că în momentul când a existat mama noastră, am existat și noi deja. Prin urmare, studiile și cercetările asociază... De ce? Auzi foarte deseori expresia cum erau bunicii noștri, cum erau străbunicii noștri. Trăiau simplu, nu aveau acces la atâta alimente care erau procesate și tot ceea ce se făcea, se făcea acasă, cu energia mamei, cu energia bunicii. De aici pornește aceste aspecte care țin de înțelepciunea ancestrală. Am înțeles. Este cumva și legătura asta dintre bunici, nepoți, bunici, nepoate, cum se spune odată, că sare o generație. Exact. Probabil la asta se refereau cei care studiau. Bun, deci o luăm de la mitocondrie, din nu numai de la... Wow, deci ajungem la niște discuții mult prea profunde. Credeam că o să vorbim cum vedem pe tot internetul, despre ce mâncăm, cum mâncăm, ce calorii, ce necalorii. Nutriția nu este doar despre ce mâncăm și tu cu siguranță simți și știi asta. Nutriția este mai mult decât un stil de viață, pentru că mâncarea nu este doar calorii. Mâncarea este și energie, este și informație. Informație pe care leguma sau fructul pe care tu alegi duce în corp, în fiecare din celulele corpului tău, o informație despre soare, despre lumină, despre fotosinteză, despre tot ceea ce ne înconjoară. Îi spune corpului tău în ce anotimp te afli, în câtă vitamina de ai parte. Totul este într-un circuit atât de frumos și conectat cu natura, iar noi nu putem să ne separăm de natură. Suntem parte din natură. Ok, deci ar trebui să avem și zilnic ora de vitamina D, poate 10 minute de stat la soare sau... Este mai mult decât esențial, iar ceea ce nouă ne lipsește ca generație evoluată, ocupată și stresată, este ritmul circadian. Ritmul circadian care consider că este fundamentul sănătății noastre. Da? Toate ființele vii pe această lume trăiesc după un ritm care depinde de soare. Atunci când răsare și noi avem parte de lumina roșie, ochii transmit către creier, hei, bună dimineața, este ora 7. Dacă tu te trezești și iei telefonul, în momentul când îl conectezi cu ochii tăi, lumina telefonului dă informații creierului tău că este după amiază. Și după aia noi ne punem întrebarea, dar de ce suntem obosiți, stresați pe la ora 12? Pentru că corpului nostru i-a fost livrată o informație greșită. Așa că în momentul când te trezești, îți setezi practic ritmul tău circadian. Primul lucru pe care îl faci este te uiți spre cer, te uiți spre soare. Și asta este hrana principală pe care creierul tău o consumă. Și, desigur, urmează apusul când ai parte de lumina roșie. Noi nu avem parte de lumină roșie, noi nu avem timp de apusuri, noi suntem înconjurați de o toxicitate
de lumină albastră, seara când ajungem acasă, Netflix, tabletă, telefon și lumini în toată casa. Iar ce făceau străbunicii noștri, bunicii noștri seara? Făceau un foc care era lumină roșie. Nu știu dacă ai văzut, dar e plin în mediul online unde toată lumea vorbește despre terapie cu lumină roșie. Tu dai seama, un lucru atât de natural, noi am început să-l considerăm terapie ca să putem să ne reglăm hormonal. Pentru că nu mai dormim bine. Și asta tot din cauza ritmului circadian, pentru că nu se secretă melatonina, pentru că nu are parte de lumină roșie și pentru că tu nu respecti acest ritm. De-aia la Survivor stăteam noi la foc seara și era atât de frumos când puneam acolo câteva lemne și era... Exact. De-aia ne simțeam noi atât de relaxați. Noi astăzi dăm 2.000-3.000 de lei pe o lampă cu lumină roșie ca să ne integrăm ritmul circadian când este simplu. E un foc de tabără. Aprindem în sufragerie focul, focul e în roșu și gata. Cei care sunt mai norocoși și stau la curte, da, pot face asta, mai ales dacă au și un grătar sau un... lampă cu lumină. Asta am observat roșie, exact. Imediat. Chiar urma să-mi notez lampă cu lumină roșie. Da. Și știi ce este important? Este că și pielea absoarbe, nu doar ochii, și pielea absoarbe lumina. Pentru că există, suntem în 2024, avem acces la ochelari Blue Blockers. Însă asta nu înseamnă că nu reduci lumina excesivă din casă și ajungi și planeta și ai și un consum electric mai puțin și te bucuri și de ritm circadian. Așa e, la Survivor stăteam cel mai mult, apreciam apusurile. Stăteam 30 de minute la apus, stăteam cu fața, eram ca la televizor, stăteam ca proști așa și ne uitam la soare, cum intră soarele în mare și era cel mai frumos moment. Și se secreta serotonină și era o stare de bine pentru tine și de la serotonină venea și melatonină. Și dormeam foarte bine, așa e, într-adevăr, dormeam cam bine acolo la Survivor. Și eu credeam că e de la lipsa de mâncare, am zis că nu e nutrițional. Pentru tine ca bărbat poate fi benefic lipsa de mâncare, sigur. De ce nu? Da, simțeam un pic de oboseală acolo, într-adevăr. Spuneai de disturbarea somnului și că, dar cum putem să combatem asta? Că sună foarte bine din punct de vedere teoretic, dar aș vrea, dacă se poate, pentru cei care se uită la noi, să ne dai și câteva tips and tricks. Ok, am notat, lampa cu lumină roșie. Sună foarte interesant și cred că o să-mi cumpăr o lampă din asta, pentru că seara nu am când să fac asta și... Ar merge o lampă cu lumină roșie acolo. Știu, te înțeleg și exact asta și eu fac. Cumva este inevitabil uneori să nu aprind lumina practic în toată casa. Dar după cină este setată lumina roșie și efectiv o să simți cum să așterne liniștea în trupul tău, în sufletul tău și somnul este mult mai odihnit pentru că secreția de melatonină prin informația pe care o primește prin piele și ochi este extraordinară. Legat de somn, eu aș spune că suntem o generație extrem de stresată. Iar hormonii de stres, cum e cortizolul și adrenalina, sunt cauzele principale pentru care noi nu avem un somn de calitate, pentru că toți dormim, însă puțin ne mai odihnim. Doamne, în sfârșit cineva care mă înțelege. Eu sunt terminat. Eu doar la Survivor am dormit bine. De când am ajuns acasă, nu pot să dorm, mă trezesc de 5 ori pe noapte, pe la 4 dimineața stau câte o oră fără să adorm la loc. Am multă activitate cerebrală și din cauza stresului, nu știu, dar nu am un stres așa real, știi? Adică îmi vin tot felul de gânduri, nu mai pot să adorm, nu am fluxul ăla, mintea, da. E un fire non-stop și nu mai știe să se oprească. Poți să îți inserezi în rutina ta de seară 10 minute de meditație ca să poți să potolești mintea, să o înveți, să o potolești ca să o conduci tu pe ea, nu ea pe tine. Și o să-ți dau un truc foarte simplu pe care l-am dat acum 2 săptămâni comunității mele din online și efectiv a explodat, toată lumea este fascinată. Seara, la cină, în calitate de desert, consumi o lingură de miere de calitate superioară cu puțină sare. Probabil o să mă întreb de ce. Mierea hrănește ficatul cu glicogen. Pentru că în timpul somnului, creierul tău să aibă energie să se ocupe de procesele fiziologice din corpul tău. Știi că la anumite ore se secretă un anumit hormon, organele de eliminare lucrează, se întâmplă un proces de regenerare în corpul tău care este gestionat de creier. Iar sarea este cea care potolește hormonii de stres, cortizolul și adrenalina. Încearcă, te rog frumos, și aștept feedback-ul tău. Miere plus sare. Și te rog, interesant. Sare,
de calitate superioară. Nu sare de masă pe care o găsești în rafturile de la supermarket. Acea... Himalaya, de ce înseamnă calitate superioară? Eu nu folosesc sare. Nu... Sare, de-aia ești stresat. Pentru că sarea este un superfood a românilor. Și nu doar a românilor, dar hai să-ți explic o chestie. Sarea pe care noi o consumăm, tu consumi sare, dar nu știi, îți faci o comandă la restaurant, ai parte de o sare de calitate proastă. Orice, absolut în orice consum, ai sare, pentru că sarea dă gust, însă nu sarea care trebuie și concentrația de care ai nevoie. Această sare care este folosită în industria alimentară astăzi este o sare extrem de procesată. Este rafinată la temperaturi extrem de mari, adică pleacă orice mineral din conținutul de sare și este amestecată cu dextroză, este amestecată cu bicarbonat de sodiu ca să fie albă, ție să-ți facă plăcere vizual să o consumea. Uite, sarea grunjoasă era e mai bună? Încă impecabil. Exact, însă sarea adevărată este sarea de mare, sarea celtică. O să vorbesc imediat și despre okay. sarea de Himalaya și de ce sunt sceptică un pic acolo. Sarea de mare, sarea celtică, este o sare care conține toate cele 75 de minerale și nu ai iod sintetic adăugat sau sodiu sintetic adăugat. Ai 5% potasiu și calciu plus încă 75 de minerale și sarea celtică artizanalii strag apa de mare și o lasă la soare aceasta să evapore și apoi este extrasă sarea. Asta este sarea care îți hrănește corpul. Păi avut... Asta făceam la Survivor, puneam oala la foc, luam din apă, luam din Marea Caraibilor, luam așa pe fundul cratiței și puneam pe foc și așteptam până când se făcea sarea. Aia era sarea noastră. Genial. Nici nu știam că... Tu îți dai seama, uite, apropo de înțelepciune ancestrală, tu ai avut bunici la țară care au crescut la țară, animale? Nu, din îți păcate spun nu. Eu am avut această fericire și până bunica mea, până și animalele le hrănea cu sare grunjoasă ca să aibă parte de un aport de minerale, ca să nu fie stresate și ca tot ceea ce înseamnă lapte, carne și așa mai departe să fie de calitate superioară. Părerea mea este că în următorii ani, cea mai benefică terapie nutrițională care va putea fi făcută este mineraloterapia. Trăim într-o epocă în care este atât de agresiv această lipsă de minerale, încât eu doar mă uit la cum arată omul și cât de stresat este și cum își trăiește viața și îmi dau seama din start cum stau lucrurile. Uite în jurul nostru câte persoane anemice, uite în jurul nostru câte persoane care îmbătrânesc prematur din punct de vedere a tot ceea ce înseamnă păr, pe general frumusețe, că minerale ți arată repede. Hei, prietene, vezi că avem nevoie de tine să fii mai aproape. Și aș prioritiza partea de magneziu, partea de iod și partea de fier. Nu mai zic de tot ceea ce înseamnă cupru, care practic susține enorm ficatul nostru. Ce trebuie să conțină alimentația noastră obligatoriu într-o zi? Proteine de calitate superioară, adică mă refer ou, în primul rând, pentru că suntem generația care... Infertilitatea crește de la o zi la alta și, surprinzător, mai mult la bărbați în ultima perioadă decât la femei, iar ouul conține colină, care este esențială pentru sănătatea noastră de la creier până la fertilitate. Bărbații pot să mănânce 4-5 ouă, femeile 3-4, ca să-și ia aportul de proteine. Obligatoriu grăsimi. Grăsimi mă refer unt de calitate superioară, unt ghee, ulei de cocos, ulei de măsline și untură. Untură de vită, de exemplu. Avocado? Avocado e o soluție frumoasă de... La noi, din România, de aici. Fibre și grăsimi. Avem acces la avocado, este extraordinar. Suntem binecuvântați, de seama în ce perioadă trăim. Da. Acum am făcut un pas la supermarket și ne-am luat avocado. Da, de ce nu? Dacă există această posibilitate de a fi consumat,
Da, dar nu este un aliment de bază pentru noi, dacă tot vorbim despre ce ar trebui să mănânce slana rămâine. E soluția, am înțeles. Nu m-aș duce să în direcția în care aș recomanda aportul de grăsime de porc. Pentru că porcul are un stomac al omului monogastric. Și tot ceea ce mănâncă se absoarbe. În schimb, uite-te, tot ceea ce înseamnă vită sau miel, de exemplu, vita are 4 camere și fermentează tot ceea ce ea mănâncă. Prin urmare, acizii grași și proteinele sunt de calitate superioară în urma fermentării. Și da, putem să consumăm carne de vită. De asta e o nebunie acum cu carne de vită, dacă observi. Peste tot, toată lumea îți recomandă să mănânci steak. Eu aș recomanda, da, să mănânci carne de vită, carne de miel, în masa ta de la prânz, să zicem, până în ora 2. Este perfect aportul de proteine și grăsimi ca să poți să susții masa musculară, să poți să susții activitatea creierului, să poți să... Proteina este un superfood, el nu este doar un macronutrient. E... Nimic nu se mișcă în corpul nostru fără proteină. Și după ora 2, desigur, avem nevoie la cină de un spike glicemic ca să poți să produci melatonină. Și poți să accesezi carbohidrați complexi. Asta cu carbohidrații e, o... e da. Un subiect au destul de... Din plăcere au devenit o alimentație de bază. Iar noi suntem un popor care trăim pentru proteine și oamenii vor să înțeleagă asta. După o vizită în, sau o călătorie în țări exotice, ne apucăm și mâncăm ovăz la micul dejun, paste la prânz și seara pizza. Italia nu e foarte departe de noi, adică ai crede că suntem vorbim de aici. Nu, nu funcționăm tot așa nu, ca ei. Ei au propriul lor ADN și nu uita, în primul rând, că Italia este o țară care are parte de mult mai mult soare decât avem noi. Și în prezența sau cu cât te îndrepți mai mult spre zona mediteraneană, ecuatorială, oamenii procesează altfel carbohidrații și aportul față de noi, care avem 4 anotimpuri serioase, din care doar de 2 ne putem bucura de soare. Și e o diferență foarte mare. Ei în ADN-ul lor scris cum să proceseze cerealele și spike-urile lor glicemice sunt gestionate altfel din punct de vedere genetic. Uite-te, asiaticii, de exemplu, care mănâncă non-stop orez sau fructe exotice. Asiaticii au glande salivare și pancreas mai mare decât a europenilor. Și ăsta este un răspuns. De ce ei pot? Pentru că noi nu putem ca ei, pentru că noi avem un alt ADN. Noi este extraordinar să punem în asta, să mâncăm mâncare de bază, care este carne, care este ouă, care sunt lactate, nepasteurizate, miere, legume, fructe, sare. Și uite, acum, superfood-urile noastre, urzica, leurda, untișorul, usturoiul verde, ceapa verde. Astea sunt de bază la noi, cel puțin în timpul verii. Dar... Dansează da. Mitocondriile noastre de fericire când recunosc. Sau mierea de manuca. De ce să mâncăm miere de manuca care este transportată din Noua Zeelandă pe care să dăm vreo 600-700 de lei când noi avem miere de mana în România? Și nimeni nu o consumă și nu se bucură de ea. Pentru că ADN-ul nostru e în sare de fericire când îi dai ceva ce recunoaște. Aici am bifat căsuța asta, să știi că s-a ocupat soția mea și avem miere de mână acasă. Mă bucur. M-am liniștit, am zis că nu stăm bine chiar deloc, dar uite că uite. Am bifat și noi o căsuță. Da, totul ține de... Și citeam într-adevăr în studiu că oamenii în funcție de zonele în care s-au născut și cum vorbeau despre cei care se adaptează în alte țări, și că e mult mai greu să se adapteze pentru că nu au mâncarea locului din care vin. Și de-aia, peste tot în lume, găsim restaurante și comunități în care lumea își gătește ca acasă. Exact. Tot mai bine e acasă, cum se spune. Cum facem cu oboseala acută? Care sunt lucrurile care ne lipsesc în organism când avem oboseala asta care se... Sau,
nu știu, parcă se lipește de noi ca Sky-ul, cum se zice. Știu ce spui, pentru că am fost programați de mici să fim muncitori până nu mai putem. Și totul se obține în viața asta doar prin muncă multă și nopți nedormite. Ce interesant! Și prin urmare am dat ceva din noi pentru a obține altceva și am ajuns în punctul în care suntem. Stresul, lumina albastră, închiși 12 ore într-un birou, fără lumina soarelui, fără să mergem să ne facem o pământare sau să îmbrățișăm un copac sau să mergem de sculță prin iarbă, măcar 5 minute pe zi. Asta ne deconectează de ceea ce noi suntem, natură. Prin urmare, corpul nostru nu se mai încarcă. Nici din punct de vedere energetic și nici din punct de vedere nutrițional, pentru că aflându-ne într-un mediu go, go, go toată ziua, corpul nostru nu este încă adaptat așa cum credem noi la acest proces. Și aici nu vorbesc neapărat doar despre bărbați. Face dezastru într-un corp de femeie. Plus la asta, stresul elimină mineralele din corp. Și cel mai important mineral este magneziu, care are participă la peste 3700 de procese enzimatice în corpul nostru. Și da, noi suntem generația care suntem dezastru la capitolul magneziu. Și da, noi credem că suplimentăm și s-a rezolvat. Nu. Nu se absorbe din suplimente magneziu așa cum noi considerăm. Și magneziu real ar trebui să fie marin sau fundamentul din alimentație. Cine se gândește la magneziu? Să mănânc mai repede, să mă întorc înapoi la calculator că am de predat, am de făcut. Da. Aoleu, cu asta cu deadline-ul. Și știi care mai este încă un aspect pe care aș vrea neapărat să-l menționez? Plantele în reducerea oboselii. Plantele adaptogene sau plantele care sunt recunoscute de poporul nostru, cum ar fi mușețelul, cum ar fi rădăcina de păpădie, care susțin, rolul lor este unul medicinal de a susține glandele suprarenale care sunt extrem de epuizate, pentru că aflându-ne continuu în flight or fight, ce se întâmplă? Glandele noastre suprarenale continuu, cortizol, adrenalină, cortizol, adrenalină. Normal că suntem epuizați pentru că glandele noastre suprarenale sunt epuizate. Iar generațiile care vin acum, efectiv, sunt și mai epuizate decât noi, pentru că naștem copiii din femei obosite, cu glande suprarenale obosite și ne ducem din ce în ce mai adânc în această oboseală cronică. Iar oboseala, faptul că tu te simți obosit, nu este cumva o afecțiune, este un semn că ar trebui să te oprești și să manifesti ceva în această direcție. Să luăm take it easy, cum zice românul nostru în ultimul an. Să facem mai puțin, să fim mai mult. Ar fi ideal, așa. Vorbeam mai devreme despre alimentație și imunitate. Aș vrea, dacă se poate, să mai vorbim și despre menstruație, aș vrea să mai vorbim, pentru că, aoleu, am atins... Ok, începem cu asta? Te rog. Văd din ce în ce mai multe dereglări hormonale. Eu am și două fete, am și o soție și da, întreb pentru că mă interesează. Mă bucur să fii un bărbat care îl interesează acest aspect. Serios, toate aprecierile. Mulțumesc foarte mult. Cum facem să avem și dureri foarte mari? Avem și situații în care e abundență foarte mare, din fericire și să țină Dumnezeu sănătoasă și soția mea tot așa are mici dereglări, poate un cortizol mărit, poate un colesterol și atunci apar și dereglările. Cum facem să ne ajustăm un pic? În primul rând, vreau să înțelegi un lucru. Voi, bărbații și în general toate ființele vii, așa cum am menționat mai devreme, trăiesc după ritmul circadian. Noi, femeile, trăim și după ritm infradian. Adică, noi avem o conectare specială cu natura și în special cu luna. De ce ciclul menstrual
al unei femei este de 28 de zile, exact cât cel al lunii. Asta înseamnă că, în dependență de aceste faze, femeia are anumite nevoi. Se întâmplă niște fluctuații extraordinare în corpul nostru. Noi suntem toată ziua din punct de vedere hormonal, uite așa, acum zâmbim, acum plângem, acum nu mai putem, acum iarăși din nou vrem și așa mai departe. Asta este absolut normal. Femeia este o ființă ciclică și asta este super puterea noastră. Eu am făcut la un moment dat o postare în care am scris eu fac business după ciclu. Și era toată lumea what? Toate întâlnirile mele de business, proiectele mele, tot ceea ce înseamnă partea de creativitate, tot ceea ce înseamnă partea de muncă rațională, logică, care nu e în energie feminină, eu mi le setez în dependență de fazele ciclului menstrual. Unu, ca să nu obosesc. Când doi, asta? Înainte sau după? Imediat, spune, imediat îți spun, okay, da. Sunt curios acum. Ca să nu obosesc, ca să nu mă stresez, pentru că atunci când eu am estrogenul high, în fază foliculară, de exemplu, când ajung spre ovulație unde am spike-ul, și eu dacă mai vin și cu o doză de cortizol, atunci clar eu intru în dominanță estrogenică. Iar asta este cea mai mare problemă a femeilor în ziua de astăzi. Trăim într-o epidemie a endometriozelor, a sindromului premenstrual, anxietate, depresie, care și asta este parte din sindrom premenstrual, fibrom, ovare polichistice. Mie mi se pare pur și simplu incredibil și nimeni nu vrea să se oprească și să înțeleagă că noi suntem ființe ciclice. Hai să-ți dau un exemplu practic. În faza foliculară, când estrogenul nostru abia începe să crească, femeia se pregătește să ovuleze. Majoritatea femeilor nu le interesează acest aspect. Ovulația fiind cel mai sacru moment din tot ceea ce înseamnă ciclul nostru menstrual. Pentru că a fi o femeie fertilă înseamnă a fi o femeie sănătoasă. Vrei tu copii? Nu vrei tu copii? Asta nu are nicio treabă. Ovulația ar trebui să fie preocuparea ta numărul unu. Pentru că tu așa produci hormoni pentru sănătatea ta. Estrogenul se ocupă de partea de sănătate osoasă, de inimă, de creier. Progesteronul la fel, are și el funcțiile lui. Însă, în faza foliculară, când crește estrogenul, noi femeile mai venim cu un alt aport de xenoestrogeni. Tot felul de toxine care în corpul nostru mimează rolul estrogenului. De la noi punem pe noi pe zi undeva la 128 de chimicale, make-up, deodorant, autobronzant, cremă, ser, mască, șampon, balsam, ce ne mai punem? Luciu de păr. Efectiv, suntem non-stop infuzate în toxine și la final ne mai parfumăm în zonele unde avem ganglioni limfatici. Adică zona gâtului sau aici la palme. Toate astea duc către dominanță estrogenică, iar cu estrogenul nu te joci. Pentru că, din punct de vedere științific, este demonstrat foarte clar că toate afecțiunile grave feminine ale femeilor, de la sâni până la tot ce înseamnă uter, ovare, sunt ca cauză dominanța estrogenică. Așa că, în momentul când tu ești în fază foliculară, în primul și în primul rând te hrănești proteic, pentru că dacă tu ai insulina high și ai parte de spike-uri glicemice de la un smoothie, de la un ovăz la micul dejun, o ciocolată pe care am primit-o de la un coleg, așa random în timpul zilei, odată ce ție îți crește insulina, insulina comunică foarte bine cu estrogenul, crește și estrogenul. În momentul când tu ești stresată și cortizolul tău este sus, asta înseamnă că și insulina ta crește și estrogenul tău crește. Așa că în faza foliculară, pentru că tu ești foarte energică, recomand să se lucreze foarte mult pe partea de creativitate, să se facă proiecte noi, să se pună sămânța în ceva. Iar atunci când tu te afli în faza
ovulației este extrem, extrem de important să îți îngrijești corpul la fel. 1. Prin antioxidanți, prin alimentație proteică și, important, mai mult decât atât, este să încerci să eviți stresul și să dormi. Pentru că într-un corp în care nu există odihnă și corpul supraviețuiește, nu va exista fertilitate. Pentru că corpul tău și cum gândește? A, păi stai un pic, noi suntem lipsiți de nutrienți, noi suntem obosite, noi suntem așa și așa, înseamnă că nu sunt capabilă să am un copil. Prin urmare, corpul tău blochează această funcție. Iar în faza luteală vine dorința noastră de a mânca carbohidrați. Până și metabolismul nostru este mai rapid și se recomandă să avem parte de o alimentație cu 10 de 20 de ori mai calorică decât în fază foliculară. În faza luteală nu ținem intermittent fasting, nu facem tot felul de scheme, ne băgăm în apă cu gheață și multe alte chestii care n-au treabă cu partea feminină și ne concentrăm pe o alimentație în carbohidrați compleși ca să producem progesteron. Progesteronul este hormonul longevității, hormonul calmului. Uite-te, eu astăzi aici, nu știu dacă pot să spun, sunt în prima mea zi de menstruație. Femeile, ca mine, sunt acasă cu o pastilă, în pat, nu mai știu ce să facă de durere, sunt depresive, anxioase și asta este generația în care noi trăim. Însă în menstruație, femeia se activează și lucrează pe ambele emisfere, atât stângă și dreaptă, sunt aliniate. Noi doar în menstruație. Voi aveți parte de asta în fiecare zi. Noi putem să fim acum raționale, eu pot să iau decizii legate de business, legate de proiecte noi, legate de tot ceea ce fac. Și apoi, din nou, după menstruație, eu mă retrag. Adică prefer să lucrez de acasă, sau să am cât mai mult contact cu oamenii pentru a petrece cât mai mult timp cu mine pentru a mă încărca din punct de vedere energetic. Pentru că dacă eu nu sunt bine, înseamnă că nu este nici familia mea bine, nici businessul meu nu este bine, nici eu ca femeie nu sunt bine. Iar menstruația nu este o pacoste, așa cum o consideră majoritatea femeilor. Este o binecuvântare. Pentru că tu în aceste zile, 3-4 zile pe care le ai, e timpul să te retragi. Așa făceau femeile, din punct de vedere ancestral. Da, noi nu mai avem acest lux acum, însă soluții întotdeauna există, măcar seara, pentru tine, un pic. Te retragi tu cu tine și contemplezi la tot ceea ce s-a întâmplat în această lună. Noi în fiecare lună, corpul nostru ne oferă posibilitatea să o luăm de la capăt. Ca să nu ne conducă hormonii pe noi, ci noi să-i conducem pe ei. Superb, superb explicația. Vine întrebarea, noi ca bărbați ce facem în fazele astea? Cum putem să ajutăm? Că noi de multe ori încurcăm și doamnele care se uită la noi știu ce vorbesc. Pentru că există această atitudinea femeilor de go, 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 să facem, să dregem, să fim, să așa, cu continuu, așa. Da, să luăm decizii, să... Îți dai seama că toate aceste aspecte influențează testosteronul bărbatului. Și din cauza toxinelor care ne înconjoară, să nu credeți că nu sunteți și voi afectați. Pentru că eu sunt sigură că în cercuri de prieteni sau cu siguranță auzi acum, eu personal nu am văzut de 2 ani de zile pe analize, raport de analize a unui bărbat, un nivel sănătos de testosteron. Da, peste tot scăzut. Și asta este tot din cauza cortizolului și a insulinei. Acești doi hormoni care decid cât de high este testosteronul tău. Ca și la femei de altfel, estrogen. Și cum creștem testosteronul? Ce trebuie să evităm? Câteva lucruri pe care niște practici ancestrale. De așa. Exemplu, în fiecare zi, câte 10 minute, ți iei niște gheață din congelator, ți-o pui în ceva drăguț și ții pe testicole. Pentru că... Oh, direct, nu cu fața, credeam că ziua, cu fața, cu... Nu, toată ziua stați în boxeri care conțin poliestir. Polestierul vă dăunează enorm de mult sănătatea voastră din punct de vedere hormonală.
Pentru că aici găsești xenoestrogeni, iar estrogenul care mimează rolul estrogenului în corpul tău se luptă cu testosteronul și îl coboară. Apoi este esențial să înțelegi că bărbatul trebuie să facă mișcare. Bărbatul trebuie să mănânce carne, să aibă o alimentație predominant proteică. În primul rând, să-ți hrănești interiorul tău de mare vânător, pentru că de acolo vine testosteronul, în primul rând, și să faci cât mai multe lucruri în care tu să poți te manifesti ca bărbat. Apoi, desigur, vitamina D. La soare, 10 minute pe zi, la fel, foarte dezbrăcat. Vorbesc foarte serios, eu am cupluri care doctorii le-au spus că sunt infertili și nu există posibilitatea să mai facă copii. Și care astăzi sunt pe punctul să aibă bebeluși, pur natural. Vitamina D este esențială pentru nivelul vostru de testosteron și, desigur, partea de microbiom. Noi, femeile, avem și estrobolom în interiorul microbiomului nostru și metabolizăm estrogenul și în microbiom. La voi lucrurile stau diferit. Este esențial să înțelegi că partea de tot ceea ce înseamnă chefir de calitate superioară, tot ceea ce înseamnă varză murată, superfoodul României, în fiecare zi la masa de prânz, ca să poți să susții și bila și să îți susții și partea de microbiom, este esențială. Doamne, ce poftă mi-ai făcut de varză murată, nu mai pot. După asta mergem și Cristi, mergem și mâncăm varză murată direct, nu mai. Și important, masă musculară, pentru că grăsimea este cea care produce estrogen și cea care vă distruge testosteron. Dar la tine nu este o problemă, din câte observ. Facem. Sportul, da, eu mereu susțin oamenii să facă mișcare și musculatura la bătrânețe o să ne ajute. Mai vreau să spun un aspect foarte important care poate nu o să placă nimănui. Însă ce le distruge bărbaților din punct de vedere a testosteronului este practicarea ejaculării zilnice sau la fiecare act sexual. Pentru că în momentul când ai ejaculat, testosteronul tău pentru 24 de ore s-a dus în cap. Așa că te încurajez și pe toată lumea încurajez să începeți să deveniți curioși și să practicați continența amoroasă. Adică nu ejacularea, dar injacularea. Și atunci să vezi testosteron. Da, nu intru în detalii. Nu zic nimic, nu declar nimic. Nu mă laud. Vine întrebarea de la Figa. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu mentă, Figa light, Figa cu scorțișoară sau Figa cu fistic? Figa light, evident că este aici pe masă. Aici pe care am ales-o. Figa light, te rog frumos, dacă vrei să te mai servesc, îmi permiți să-ți mai torn un pic de Figa light. Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Noroc! Cheers! Sunt fascinată că apar pe piața noastră băuturi care pot deveni înlocuitoare băuturilor toxice, să-i spunem așa. Iar faptul că avem un brand care a integrat guarana este extraordinar. Pentru că, uite-te, noi nu bem doar o chestie sintetică care conține gaze. Uite, vorbind din punct de vedere al nutriției, noi bem o băutură care conține informație energetică, care vine de la guarana, care știi că guarana în popoarele indigene însemna fructul ochii lui Dumnezeu. Și era privit ca un fruct sacru și din punct de vedere a nutriției energetice crește energia sexuală pentru că este afrodisiac și puterea lui antioxidantă datorată polifenolilor poate fi catalogată la același nivel ca și antioxidanții din ceaiul verde. Prin urmare,
tot ceea ce înseamnă aportul de, poate să fie 10%, 12%, 15% într-o băutură, acolo unde există un aport care vine din natură, este esențial, pentru că nu consumăm doar o băutură care conține guarana, consumăm o băutură care ne crește vibrațiile din punct de vedere a aportului de afrodisiac, a punct de aport de antioxidanți, ceea ce este foarte tare. Eu i-am spus tuturor că atâta timp cât există înlocuitori și noi dezvoltăm gustul oamenilor către altceva mai aproape de natură, este extraordinar. Uite-te, apropo, în Brazilia, de acolo de unde vine guarana, că dacă tot am deschis acest așa, subiect... Așa, sunt fascinat de lucruri, știi despre guarana, așa. Vânzările la băuturile cu tot ce îi conține cola sunt mult mai scăzute decât orice altă țară din lume, pentru că ei consumă băuturi cu guarana, pentru că sunt tonice și revitalizante. Și naturale. Naturale, adică... exact. Ia uite câte beneficii avem, mult mai interesante și mult mai, nici nu mă așteptam să fie atât de multe beneficii de la figa. Într-adevăr, nouă ne place și gustul de multe ori când mâncăm ceva și sau când bem ceva și uite că guarana vine și figa vine cu mai multe la pachet. Da, e important în momentul când mănânci să nu consumi apă, dar să consumi un lichid. Automat ai pus și lămâie în apă și deja... este un lichid, pentru că interferezi cu apa, cu acidul gastric și atunci digestia ta este una precară. Dar în momentul când tu consumi un lichid, adică care deja conține un pic de suc de fructe, un suc de lămâie, nu știu, oțet de mere sau un șat de ghimbir care ți-l pui și să susții digestia, deja este un lichid. Nu mai este apă. Și atunci nu interferează cu digestia. Deci apa simplă nu e bună în timpul mesei. Nu, și nici înainte și nici după masă. Nici măcar cu 15 minute înainte de masă? 20? 30 spun studiile. Acum tu testează, fiecare corp este unic și vezi cum funcționează pentru tine, că eu așa fac. Asta că... e interesant, că ai spus corp unic. Exact. Fiecare, noi suntem practic cei care... Că noi, eu spun sincer, am mers și la nutriționist foarte bun, am învățat tot, de la toți. Însă totul e de aici. În momentul în care eu m-am setat și știu ce vreau să mănânc și știu că nu vreau să depășesc un anumit număr de calorii sau să nu sparg deserturile în fiecare lună, atunci eu m-am autoeducat cum să mănânc, ce să mănânc. Practic, noi avem informația asta. Noi ca și oameni putem să ne autoeducăm, să... Uite, ai deschis un subiect foarte interesant și o să vreau să-l ating un pic despre a mânca conștient și lucrurile. Totul este despre conștiință în această viață. Nu știu dacă observi, dar majoritatea coachilor internaționali vorbesc despre expansiunea conștiinței. În momentul în care tu ești conștient... mintea ta nu este dominată de frici, atunci tu poți să mănânci orice, pentru că corpul tău va fi în stare ideală. Problema este că noi suntem niște bebeluși la începutul acestei evoluții a conștiinței. Și da, noi știm că am auzit întâmplător, indiferent că pe Instagram, la știri, pabaram, zahărul ne omoară, da? Păi, normal, în momentul când tu spargi prăjiturile, tu te gândești și la acest aspect și mintea ta lucrează împotriva corpului tău, pur și simplu. În momentul când tu lucrezi la expansiunea conștiinței tale, atunci tu ești neoprit și nimic nu te mai afectează. Dar până acolo avem foarte multă treabă, noi ca oameni și ca generație. Și în momentul când ajungi să fii conștient, să fii creator, să trăiești în iubire, tot n-ai voie să mănânci toxine, pentru că îți cade frecvența energetică. Și asta e adevărat. Soția mea spune mereu că dacă tot ai mâncat desert acum, nu te mai simți și vinovat. Exact, uite, te vezi cât de... Dar na, noi așa funcționăm, pentru că consumăm foarte multe informații care ele, de fapt, implementează și programează niște frici în capul nostru. Și de la asta ducem la tot felul de alte rezultate. Exact. Și acum spuneam, nutriția nu este doar despre alimentație și ce citim, ce vedem, ce scoatem pe gură și ce băgăm în gură.
Da, corect. Și ce scoatem pe gură până la urmă? Urmei, cuvintele sunt foarte, foarte importante. Exact, sunt cea mai mare putere energetică pe care o avem la dispoziție. Ca să înțelegi cât de mult mă pasionează partea asta de unicitate, obișnuiesc extrem de des să port un monitor pentru a-mi monitoriza glicemia, care este cu un senzor și îl port în braț oricând simt eu nevoia, să înțeleg un pic cum funcționează lucrurile în corpul meu. Am un spike glicemic mult mai mare la pepene galben decât la ciocolată. Înțelegi cât de unici suntem? Wow. Tu, de exemplu, poți să ai un spike glicemic agresiv la un suc de portocale și la ecler să nu ai un spike atât de mare cum tu te-ai așteptat. De asta încurajez mâncarea intuitivă, fără să ne complicăm, să ne numărăm lucruri. Calorii, restricții, grăsimi. Doamne, nu există. Grăsimile sunt esență în viața și sănătatea noastră hormonală. Prin urmare, dacă sunteți curioși să descoperiți, uite, trucuri mici, care nu vine, nu stai și asculți, nu ai voie să mănânci pepene galben, nu ai voie să mănânci... Noi suntem unici. Combinații dintre alimente. Da, nu există. Suntem nutriți, unici. Păi, dar cum? Stai că acum, dai, ne-ai dărâmat mulți nutriționiști acum, ne-ai... Nu se ceartă niciun aliment în stomac cu nimeni, nu se întâmplă. Problemele care vin din punct de vedere a digestiei este pentru că noi ne-am degradat înainte digestia. Și oamenii sănătoși pot să combine și fructe, și lactate, și proteină, absolut fără nicio problemă. Pentru că are un aport enzimatic corect, uite-te. Imaginează-ți că știi care este cel mai bun sfat de digestie pe care poți să ți-l dau? Este să-ți prepare propria ta mâncare, pentru că miroși, vezi, tu începi să secreți enzime și automat se digeră mâncarea mult, mult mai bine. Deci, la revedere, comandat. Energie, nu uita ce am vorbit, plus enzime, uite câte motive ai acum să nu mai comanzi mâncare. Bine, ok, bun, suntem unici, avem fiecare... timingul nostru, gusturile noastre, dar totuși nu trebuie să depășim un anumit număr de calorii ca să... Jorge. Că noi ardem, suntem ca un motor, da? Adică asta am înțeles eu până acum. Suntem ca un motor, avem atâtea cilindri pe zi, 1800, 1600, 2000, unii mai mult, că sunt mai tineri, mai așa. Și noi dacă constant depășim acel număr de calorii, nu, chiar dacă e mâncare sănătoasă, nu se pune sau cum? Jorge. Eu am pus acum 2-3 săptămâni o poză cu mine în momentul când eu am experimentat din cauza unei diete din testele mele personale, am căpătat în 2 ani rezistență la insulină. Eu mâncam 1100 de calorii maxim. Mă antrenam în fiecare zi pentru că așa este normal. Că vedeam ce se întâmplă, corpul meu reacționează diferit, am intrat o perioadă de platou, nu mai slăbesc, aveam grăsime pe abdomen, nu înțelegeam ce se întâmplă cu corpul meu. Eu astăzi mănânc minim 2500 de calorii și mă antrenez maxim de 3 ori pe săptămână. Și atunci când există timp, nu știu, joc tenis, pedal și așa mai departe. Bun, dar cum ai reglat? Pentru că, în primul rând, îmi iau... parte de calorii din grăsimi de calitate superioară, proteină, legume și fructe. Eu nu mănânc calorii goale, eu mănânc calorii nutritive, iar aici ar trebui să fie focusul numărul 1 al oamenilor. Nu că mă uit pe o ciocolată care este plină de ulei de palmier câte calorii ale. Da, are calorii goale, degeaba te uiți și degeaba le mănânci. Și ce ar trebui? Uite, cel mai bun desert pe care am putea să-l mâncăm o dată pe săptămână, de exemplu, sau de 2 ori pe săptămână. Ce am putea mânca? Ceva în care să zicem, da, domnule, e de calitate superioară, așa cum îți place ție să spui. În primul rând, cel mai bun desert pe care poți să-l mănânci să nu ți degradezi nicicum sănătatea este desertul pe care să-l mănânci după masă. Nu să-l mănânci între mese, că ai ieșit la o plimbare și te-ai oprit la o cofetărie și între mic dejun și prânz
ai luat o prăjiturică, direct ai luat spike glicemic, întâi mănânci mâncare, întâi mănânci fibre, apoi mănânci proteină, apoi mănânci grăsimile și la final mănânci carbohidrații. Mănânc asta în fiecare zi, reduci spike-urile glicemice major din punctul ăsta de vedere. Desertul trebuie să fie desert. Desertul nu este gustare, iar noi acolo greșim. Și mănâncă ce vrei tu, ce-ți place. Dar un desert pe care eu îl fac foarte des, este deserturile făcute de mine acasă. Nu cumpăr pentru că cofetăriile, patiseriile sunt pline de tot ceea ce înseamnă uleiuri vegetale. Și sunt puternic inflamatoare. Nu că nu vreau eu. Da, mă bucur și eu, dar să fie o experiență, nu știu, să mă dea pe spate desertul ăla, să curgă ciocolata într-un fel, să văd un fir de sare afumată acolo. Ia uite, mamă, ne-ai omorât. Înghețată din cătină și urzică cu spirulină, o chestie din asta care să fie o experiență, știi? Adică e și normal și eu mănânc croissant când mă duc în Paris cu multă cremă. Pentru altfel că... nu mănânci dacă nu e aici, din România, iertați-mă pe mine. Tocmai asta este... asta este secretul, că eu în România mănânc deserturile făcute de mine în afară, pentru ca să iau contact cu noi experiențe, energia cu noi tradiții. Locului. Da, mă bucur de o croissant, în Italia mănânc un tiramisu sau un panna cotta și așa. Eu mă le mănânc pe toate aici. Nu, la mine, eu mă simt în Italia, în Franța, oriunde. Eu aici, în România, sunt peste tot acasă. Deci, practic, putem să mâncăm orice atât timp cât mâncarea pe care o mâncăm e... cea bună. Curată și mâncată în ordine normală. Am înțeles. Fibre, da? Proteine, grăsime și apoi desert. Carbohidrații, exact. M-am băgat repede noi la... Uite, carbohidrații, mă refer aici chiar și așa. Noi când mâncăm avem în farfurie, să zicem, da? Da. Salată, pește și orez. Noi mâncăm din toate, amestecat. Îți mănânci întâi salata, îți mănânci peștele, îți mănânci orezul și apoi desertul și așa mai departe. Contează atât de mult ordinea asta? Absolut, pentru că în intestin tu deja blochezi absorția rapidă a carbohidraților și spike-ul glicemic automat, care acum așa urcă, așa și coboară de repede. Și după aia ne simțim, ne doare capul, iar avem poftă de dulce, vrem să bem o cafea, ne este somn, suntem obosiți și s-a dus ziua. Cafelele sunt bune? Încearcă. Cafeaua espresso. Cafeaua ecologică, bio și care nu conține mucegai, este un superfood. Putem să ne bucurăm de ea, însă este important să înțelegem că cafeaua este una din cele mai stropite cu pesticide plante de pe planetă. Cafeaua și tutunul. Și ar trebui să bem, dacă bem o cafea, să o bem bună sau deloc. Și cum găsim noi cafea bună? Că toți cumpărăm cafea, trebuie să ne ducem alea care sunt prăjite natural, sunt făcute acolo. Artizanal, da. Aduc în România cafea ecologică de mult timp. Nu înțeles. Și o poți să o găsești pe platformă, liniștit. Liniștit? Și este testată să nu aibă mucegai, pentru că este supusă, cafeaua este... pe lângă oleaginoase, conține extrem de mult mucegai, iar micotoxinele fac dezastru în corpul nostru. Mai dărâmat, deci orice, puternic. Dar de calitate. Orice, dar de calitate. Pentru lumea ar spune, da, dar e mai scump de calitate. E mai... Dar sănătatea de mai târziu? Că nu există? Mai bine investim căutăm în mâncare decât în pastile, exact. Nu cum era. Asta este... un lucru la în care noi ar trebui să ne concentrăm atenția noastră, este în prevenție. Asta este cheia sănătății. Pentru că atunci când sănătatea nu mai există, avem doar o singură problemă, cum să ne o recapătăm. Zi-mi desertul ăla pe care îl faci. Ce care e ăla? Desertul. Dă-ne desertul. Spune-ne cum... Uite-te, în ultima perioadă sunt fascinată de tiramisu cu matcha. Deci merg, cumpăr ricota de capră. Ok. În general prefer foarte mult lactatele de capră pentru că sunt au acid caprilic, care este un... În general, sunt mult mai hrănitoare și sunt mult mai sigură din punct de vedere hormoni crescute, în fine.
ricota, cremă de cocos, matcha și înmoi pișcoturile, cumpăr de la magazine, pizzerii, pișcoturi fără zahăr, fac în sirop de matcha cu miere și torn apă caldă unde înmoi pișcoturile în loc de cafea, ca să poată să mănânce și copilul. Și matcha, adică extrasul de ceai verde, în general, hrănesc bacteriile bune din microbiomul nostru, Akkermansia, care sunt extrem de importante pentru imunitate. Și după ce m-am ocupat de acea cremă cu ricota, cu cremă de, de cocos, pun pișcoturile, pun crema la frigider, dau un pic de matcha, serios. Faci o cruce, spui două așa frumos și, da. Și mâncăm cu drag, cu de bucurie, de bucurie, mereu mâncăm de bucurie, pentru că așa e cel mai bine, nu mâncăm de tristețe. Da, exact. Și asta este cel mai important lucru. Să ne bucurăm de viață, de mâncare și de tot ceea ce ni se oferă în interiorul nostru și în jurul nostru. Citeam un articol recent despre o abordare holistică în nutriție și din ce în ce mai mult se axează nutriția pe zona asta. Cum abordezi tu partea asta? De când există Angelina... ca educator în această direcție, am avut parte doar de abordare holistică, pentru că eu am înțeles că degeaba voi hrăni femeile mele din comunitate cu pătrunjel, dacă ele se culcă la ora 2 noaptea, dacă ele se duc acasă și sunt nefericite, dacă jobul lor este unul care nu le place, dacă alimentația lor nu este una dens nutritivă, pentru că majoritatea credem că mâncăm sănătos. Asta însă, e. De fapt, lucrurile nu stau tocmai așa și nu putem să abordăm subiectul sănătate fără să avem o viziune holistică. Pentru că să alcătuim, suntem alcătuiți din tot, din tot cât timp petrecem în natură, cât dormim, ce apă bem, cum gândim, cine suntem, ce facem, cu ce ne ocupăm, ritm circadian, ritm infradian, toate astea ne creează pe noi. Pentru că dacă ne luăm și ne ducem, stai un pic, ok, ne doare ficatul, ok, dăm o pastilă ficatului ca să eliminăm un efect, nu cauza. Iar abordarea holistică te ajută să depistezi cauza și să lucrezi cu ea. Da, practic am toate aspectele pe care le-am discutat în zona asta au fost până acum și da, recunosc că mă așteptam să fie un podcast poate mai puțin superficial decât am imaginat. Acum este wow și foarte cu informații foarte utile, mai mult decât niște calorii puse în niște mâncăruri și recunosc că poate a fost o așteptare de-a mea, pentru că, na, de obicei oamenii vorbesc în funcție de ce vor oamenii să audă. Și de asta te felicit, pentru că tu vii și dai cu tigaia în cap, la modul cel mai finuț și cel mai elegant. Toxine. Și fără toxine, tigaie. Și, na, acum eu sunt un tip direct, oamenii care mă urmăresc știu că eu așa sunt și nu mă feresc să spun dacă ceva e pe energia mea sau nu, dar e total pe energia mea. Așa că eu mi-am notat câteva chestii pe care vreau neapărat să te întreb. Am văzut într-unul din videourile tale, vorbeai despre uter și microbiota lui. Ai putea să explici un pic, poate că oamenii te descoperă abia acum pe din comunitatea mea și atunci urmărindu-te o să afle mai multe. Sunt sigur că deja cei care au stat până acum și s-au uitat la podcast au intrat și te-au și urmărit pe Instagram, așa că aș vrea să vorbești un pic despre asta. Așa cum îți povesteam mai devreme, femeile sunt niște ființe speciale. Absolut. Totale. Pe lângă faptul că suntem ciclice, suntem și unice, pentru că avem un uter. De aici, practic, pornește viața. Și ce este cel mai interesant aspect, nu știu dacă femeile își observă această întrebare, însă uterul, forma la uter, se seamănă cu inima.
Și este o legătură atât de strânsă a noastră cu lumea care ne înconjoară. Practic, noi aducem, creăm oamenii și creăm iubirea pe pământ. Iar partea de iubire, partea de tot ce aici înseamnă respect față de sine, se stochează în uterul nostru. Și noi avem microbiom sau microbiotă vaginal, endometrial, cervical și intestinal. Imaginează-ți că până să înceapă industria de fertilizare in vitro, pe nimeni nu a preocupat această microbiotă endometrială, pentru că dădeau rateuri în momentul fertilizărilor și nu înțelegeau ce se întâmplă. Și atunci au descoperit faptul că uterul are propriul său microbiom condus de anumite bacterii, lactobacillus, bacterii bune. Și acolo unde exista dezechilibru, pur și simplu nu se implantau embrion. Așa că în momentul acum, în țările din afară în mod special, înainte de fertilizare in vitro, se face o analiză a endometrului din punct de vedere a microbiotei pentru o implantare eficientă a fătului. Iar partea de microbiom, per general, din intestinal, comunică cu toate celelalte microbiote din corpul nostru, pentru că în dependență de bacteriile pe care noi le avem în corpul nostru, suntem fericiți, suntem sănătoși, avem un nivel de serotonină ridicat, înseamnă că gândim pozitiv, suntem optimiști. 70% din imunitatea noastră este în intestin. De acolo pornește mai departe. Să nu uităm că 90% din dopamină este secretată în microbiota din intestin. Și tot bacteriile decid și partea de... cum să o numesc, de compatibilitate între femeie și bărbat. Foarte interesant. Cum facem cu produsele? Că ai spus că purtăm, folosim nu știu câte produse, avem peste 130 femeile. Cum ai spus. Doar pe noi punem 128 chimicale. Cum recomanzi? Acum intrăm niște subiecte, poate tabu, dar... absorbantele externe, interne, cum afectează viața a unei femei? De când au apărut partea de absorbante și tampoane realizate din bumbac, care este extrem de procesat și știm că bumbacul este una din plantele pe care se folosește cantități enorme de pesticide, iar glifosatul este unul dintre ele care este responsabil de infertilitate. În absorbantele și în tampoanele noastre se ascund incredibil de multe substanțe. Eu pot să intru să vorbesc acum din punct de vedere chimic, să informațiile astea le las de obicei și le găsesc în comunitatea mea din online. Ce vreau eu să dau un sistem de alarmă major este că femeia toate aceste produse și le pune într-o zonă puternic vascularizată. Și un bumbac care este înălbit cu clor sau cu alte substanțe toxice, un bumbac care nu este organic sau și mai grav, nu există acolo bumbac, este de fapt un plastic, toate acestea se absorb direct în corpul nostru și intră în circuitul sanguin. Pentru că vulva, vaginul, sunt extrem de puternic vascularizate și nu ne jucăm cu asta. Există exerciții pe care le pot face doamnele, domnișoarele, asta știu de la soția mea, evident, pentru dezvoltarea și pentru o sănătate sexuală foarte dezvoltată. Avem alimente care ne dau poftă de sex, ca să zicem direct, ca să nu mai ocolim subiectul. Da. Am observat și în jurul nostru cu oameni care nu prea au chef, adică nu fac foarte rar sex. De la ce vine treaba asta? Cum putem să-i ajutăm să... Nu știu, poate că printr-o
sau e un complex de tot ce am vorbit până acum? Este important să înțelegi că într-un corp de obicei femeile nu vor sex, să fim direct așa, pentru că femeile sunt cele mai afectate, da, noi suntem cele mai afectate pentru că suntem ființe ciclice, pentru că imaginează-ți, în momentul când femeia trece prin menstruație, ar trebui să doarmă 10 ore. În general, femeile ar trebui să doarmă mult mai mult decât dorm bărbații, pentru că să putem să ne susținem corpul nostru, să avem libidou ridicat, păi dar noi nu suntem fertile, noi nu ovulăm, avem cicluri anovulatorii, pentru că nu ne interesează fertilitatea, nu ne interesează cupru, nu ne interesează zincul. Imaginează-ți că cel mai banal mineral care noi credem că îl iau de la alimentație, cum poți să-ți dai tu seama dacă ai o carență de zinc, este nu te lubrifiezi în timp ce faci dragoste. În momentul când eu am creat un supliment de acest gen și am oferit un suport femeilor, ele au simțit, primul lucru care am simțit a fost această diferență, pentru că nu există aport de zinc. Asta îți susține hormonii, asta susține lubrifierea. Tot zincul este cel care susține libidou, expunerea la soare, cum vitamina se D. Este la un podcast, o să spui, adică nu e... Se numește sex diet. Sex diet, chiar direct, da. Adică, ca să fiu... Am nimerit-o și pe asta, nu știu. Să fiu direct. Am întrebat femeile... Eu am văzut așa, dar uite că era direct. Am întrebat femeile care sunt nevoile lor și printre piele... Și este un produs creat de tine? Da, este un produs formulat de către mine și aprobat de o echipă de cercetători în laboratorul cu care lucrez. Pentru că e un supliment care a fost creat de o femeie pentru femei, pentru că majoritatea suplimentelor sunt create pentru bărbați. Sau cel puțin după studii, după studiile efectuate pe bărbați. Imaginează-ți tu că până în 1994, și noi avem zeci de mii de studii după care ne conducem și astăzi, femeile fertile nu au fost incluse în niciun studiu. Women, not small men. Și trebuie să înțelegem că suntem diferite și avem nevoie de o abordare diferită. Și asta poate să facă o femeie și să înțeleagă lucrurile astea. Pentru că în toată industria asta nu prea ne-a păsat și am fost puse împreună și nevoile bărbaților și nevoile femeilor și nu am reușit să ajungem nici bărbații bine și nici femeile bine. Așa că există o mare diferență între nevoile nutriționale a unei femei și a unui bărbat. Iar eu am decis să fac diferența. Presupun că nu ești pentru bărbați. La noi nu e cazul. Sau la noi urmează să lansăm un supliment, Show Him Some Love. E un supliment unic pe piață, care efectiv eu abia aștept să primesc feedback-uri de la partenerii femeilor care mă urmăresc. După ultimele studii, inovație, biohacking, nootropice, susținători de testosteron, tot ce trebuie. Adică real ce are nevoie un bărbat modern. Când preconizezi lansarea? Că eu vreau să fiu cobaie, da? În vară. În vară, ok. Da. Da, eu iau suplimente, sunt un tip care, na, vreau să ajut organismul, că doar, na, știm foarte bine că nu avem cum să extragem din mâncare. Și real mă bucur că nu ești parte din categoria care nu înțeleg de fapt că noi nu mai avem acces la alimentele mâncarea pe care le aveam acum 40 de ani, să zicem. În primul rând, nu se mai practică partea de recoltare regenerativă în fiecare an să se schimbe. Știi unde ai mai sădit, pus? Exact, așa, acolo, mai departe. Plus la asta, solul nostru nu mai conține minerale. Pur și simplu, din cauza excesului de agricultură care se face și substanțelor care se folosește. Imaginează-ți tu că varza noastră românească de acum 40 de ani are cu 60% mai puțină vitamina C decât avea acum aproape 40 de ani. Și asta nu vorbesc acum doar despre varză. Totul este cu minus 50, minus 40, minus 60, minerale, vitamine, micronutrienți, mai zic de parte de antioxidanți și așa mai departe. Nici acolo la țară unde
poate în curte sau în solar sau în... Dacă are parte de legume care au fost transmise din generație în generație, pentru că ce cumpărăm noi în mare parte, chiar dacă creștem organic, șanse să fie modificat genetic sunt extrem de mari. Și că, da, există, normal că dacă ai acces, ăsta este visul meu într-o zi, să găsesc pe cineva la țară care să-i cumpăr tot terenul și să-mi cresc acolo, să-mi fac o fermă regenerativă și pentru mine asta e luxul. Viitorul lux. Da, nu trebuie să-i cumperi toată firma, poți să intri business angel, poți să intri parteneră și așa, nu poți infuza un pic de capital în afacerea omului și atunci ai exact. Win-win. Exact, și adică... fac asta continuu pentru că doar de la producători locali cumpăr și îi susțin. Foarte frumos din partea ta, asta să știi că și noi facem din ce în ce mai mult și în primul rând că devenim din ce în ce mai români și asta contează în suflet cel mai tare. Alergiile. Cum facem să stopăm alergiile sau cum facem să... Ce alimente ne ajută să ne mai reducă din alergiile astea? Că toți suntem spray-uri peste spray-uri, rinite, toate alergiile lumii. Și aici aș aborda subiectul ăsta din câteva perspective. Din perspectivă hormonală, zeci de studii găsim prin care este demonstrat faptul că dominanța estrogenică datorată xenoestrogenilor, adică substanțelor chimice pe care le punem zi de zi pe noi sau cu care, nu știu, detergenții cu care ne spălăm hainele sau produsele pe care le folosim în curățenie din casă, datorită nivelului ridicat de xenoestrogeni din corp, acesta se manifestă prin alergii. Apoi vine partea de stres, prin care corpul nostru, pe dominanță de cortizol, obosit și stresat, nu face decât să crească partea de estrogen și, prin urmare, să declanșeze alergiile. Și apoi să nu uităm că alergiile se vindecă din intestin. E la mijloc o disbioză a microbiomului. Acolo unde rezolvăm această disbioză, atunci se rezolvă și alergiile. Totul legat în materie de alergii, după părerea mea, ar trebui abordat direct din microbiom și partea hormonală, în special estrogenii. Avem acces acum peste tot la un test de microbiom, unde putem să vedem clar cum stăm la capitolul bacterii bune, bacterii rele și să cerem o abordare naturopată prin care să putem să rezolvăm acest lucru. Eu am un fiu, îl cheamă Marc, care are 7 ani de zile și am trecut cu el brusc la o vârstă de 4 ani prin niște alergii extrem de dure și s-a ajuns la un punct de șoc anafilactic. Eram debusolată, pur și simplu nu înțelegeam ce se întâmplă și nu am apelat nici o secundă la tot ceea ce înseamnă partea alopată și am pornit-o de la zero, de la microbiom. Copilul meu astăzi nu are absolut nici o alergie. Da, ce noroc pe cunoștințele pe care le-ai învățat de-a lungul anilor. Practic, și am ajuns în punctul ăsta doar din experiență personală. Și atât de mult studiem, pur și simplu am obosit să mai trăiesc viața din cărți, din studii, din cercetări. Pur și simplu m-am pus și mi-am rezolvat lucrurile care aveam să le rezolv. Am fost la viața mea și vegană, și ru-vegană, și dietă keto, și am fost tot ce vrei, ca să înțelegi că am testat și că am vrut să văd, ok, suntem unici, așa cum ți-am spus. Eu vreau să văd ce funcționează pentru mine și pentru mine funcționează echilibru. Ai deschis 2 portaluri acum pentru mine. Nu știu în ce direcție să mă duc, dacă aș fi avut opțiunea aia, ca la serialele alea, să întreb pe telespectatori în ce direcție o luăm, despre copii sau despre zona asta pe care ai menționat-o adineauri. Să știi că la copii nu avem de vorbit foarte multe, pentru că copiii nu au foarte multe probleme. De obicei vindecăm mama și vindecăm copilul. Aici este
pe scurt. Atât de simplu? Da. Totul pornește de la părinți sau cum? Totul pornește de la mama, în primul rând. Pentru că nu vorbim acum din punct de vedere genetic, ci, uite-te, suntem înconjurați de atâta consum de Google, atâta consum de frigi, de șabloane, de etichete, ce, cum ar trebui. Dar nimic, nimic nu trebuie pentru o mamă. Mama este înzestrată cu o intuiție și un instinct matern sacru, pe care poate să-l folosească în creșterea copilului ei atât de frumos și atât de eficient. Însă noi preferăm să avem mai multă încredere în oamenii din afară decât în interiorul nostru și să luăm cele mai bune decizii pentru copilul nostru noi, nu altcineva. Atunci când nu există frici sau se lucrează cu acestea, există copilărie frumoasă. Da, frumos fost. Și este o vorbă pe care eu o spun constant și o vorbă pe care și prietenii mei care sunt doctori pediatri au preluat-o. Ok, să vedem, ok, am înțeles ce problemă are copilul, hai să vedem ce problemă are mama. Serios? Vindecăm mama, vindecăm copilul. Și este un proces atât de frumos. Incredibil. Cum facem cu keto, vegan, ro-vegan? Că aici e al celălalt subiect în care tot atât de multe debate-uri, cum e mai bine, nu că suntem mai sănătoși, nu că luăm proteine din vegetale, nu că... Cum facem? Cum e? Nu ne luăm proteine. Proteine ne luăm, aminoacizii nu ne luăm toți. Uite-te, comunitatea de biohacking au lansat o nouă denumire, se le numește qualitarian, adică de la quality, adică de la calitate. Mănâncă tot ce îți dorești tu, dar mănâncă de calitate superioară toate ingredientele pe care le alegi și, de ce nu, făcute în casă de soția ta cu energie ei. Pentru că mâncarea este energie. Dacă noi zilnic mâncăm mâncare de la restaurant sau de la Glovo, să nu uităm că acel bucătar poate este obosit, poate este bolnav, poate este prost plătit, poate este stresat. Și în momentul când gătește pentru noi, gătește cu acea energie. Poți să mănânci cea mai bună linte încolțită, hidratată din lume. Dacă ea este făcută într-o energie joasă, tu mănânci acea energie. Trebuie descântată înainte, când... Da, bunicele noastre, nu? Da, puneau crucea, da. Așa e. Exact. Și totul se făcea cu inima, cu sufletul. Și acum venim seara stresate și obosite de la birou și ne apucăm repede să gătim ceva pentru copii și după ne supărăm pe copii că ei sunt stresați, că ei sunt obosiți, că ei nu vor să facă teme și așa mai departe. Este normal, pentru că ei au mâncat energia ta. Ajungi acasă, te așezi 2 minute, respiri, te descarci, te duci în bucătărie, te așezi și respiri. Un minut, nu trebuie să faci o ședință de pre-work. Adică îți deschizi inima și gătești pentru ai tăi dragi și scump. Asta este poate cel mai important sfat de nutriție pe care eu pot să-l dau. Să mănânci mâncare din... bună. Da, din ingrediente de calitate superioară, mai puțin, poate mai puțin, dar de calitate și gătit cu o energie curată și bună. Vorbim cu apa sau nu vorbim cu apa? Cum te facem? Rog. Apa, uite-te. Da, și la propriu te întrebam dacă vorbim cu apa sau nu. Da, exact. Mă gândeam cum să încep acest subiect care... Eu am avut un curs la un moment dat care a durat 6 ore, dintre care 2 ore jumate am vorbit despre apă. Atât de pusă eram ca oamenii să înțeleagă odată și pentru totdeauna că este timpul să ne oprim să mai bem apă de proastă calitate din plastic. Imaginează-ți, Jorge, că într-un minut pe planeta noastră, în Oceanul Pacific, pleacă peste 1 milion de sticle de plastic. Era. Și 2 milioane într-un minut de pungi de plastic. Săptămânal, noi ingerăm plastic, microplastic sau nanoplastic pe care îl respirăm cât este un card bancar. Săptămânal, care a fost găsit în placentă, care a fost găsit în rinichi, care a fost găsit în inimă. Și noi în continuare pe banii noștri ne îmbolnăvim.
Iar plasticul este și el un xenoestrogen, un puternic disruptor hormonal. Doar că bem apă din plastic și nu vrem să înțelegem că o investiție, că sunt filtre și de 400 de lei, sunt filtre și de 4.000 de euro. Poți să-ți alegi un filtru simplu pe care să-l investești și să-l folosești în familia ta. Dar ne e greu dimineața să ne luăm o sticlă de apă cu noi de acasă și trecem și ne cumpărăm tot apă din sticlă de plastic. Asta este cel mai puternic sfat pe care pot să-l dau. Și al doilea sfat este, da, apa filtrată, să facem diferență între apă filtrată și apă ionizată. Pentru că cele mai scumpe filtre de apă, cum le numește clientul final, care nu este un filtru, sunt de fapt ionizator. Ionizatoarele nu filtrează apa. Noi avem nevoie de filtru, nu trebuie să ne complicăm. La care să adăugăm minerale. Ori ne punem un mineralizator la filtru, ori investim în produse, cum este plasma, hipertonică sau izotonică, sau electroliți, sau sare, ori un vârf de sare în fiecare pahar cu apă. Poftim minerale. Sare de calitate. Am înțeles, totul este de calitate superioară. Da, e fascinant cum descoperim așa lucruri pe care noi le făceam dintotdeauna și am uitat să le mai facem, pentru că ne-am luat cu americanismele, cu internaționalismele. Noi suntem cool, noi suntem exact, tari, noi suntem foarte cool, suntem foarte, foarte. În general, da, vrem să fim mai tari decât suntem și noi românii, suntem incredibil de tari. Dar doar că na, îmbrățișăm mai repede lucruri care vin din afară. Iar noi în România chiar avem lucruri senzaționale, avem mâncare senzațională, toată... Noi avem tradiție, noi avem istorie și culinară și de stil de viață. Mai să ridicăm un pic cărțile, cum au trăit dacii, ce ierburi au folosit, gastronomia lor. Adică avem atât de multe lucruri pe care am putea să le luăm prin viziunea noastră inovativă de acum și să le implementăm ca să ne creștem calitatea vieții noastre, e incredibilă. Dar noi ne uităm peste ocean, nu am nicio treabă cu oamenii de acolo. Energia apei, cum spuneam mai devreme, contează? Tu vorbești cu apa înainte să o bei? Asta vreau să spun acum. Imaginează-ți că noi la masa asta am vorbit lucruri frumoase și poate lucruri mai puțin frumoase. Sau știi acel experiment japonez, da, exact. Ai grijă că poate să fie apă plină cu minerale la masa, unde există ceartă, unde există discuții aprinse, cuvinte dure, nu mai bea apa din acel pahar, pentru că acesta a fost infuzată în energia acelor cuvinte și a frecvențelor pe care moleculele din apă le absorb. Da, eu îmi fac ca femeie apă programată, pentru că femeile sunt un fel de mici vrăjitoare bune care pot să facă multe lucruri și atunci când există, nu știu, Marc este răcit, pot să fac o apă programată sau când eu simt nevoia sau folosesc sunt anumite cuvinte pe care le am de la bunica mea, le am de la femeile din familia mea. Cuvinte care exprimă starea de bine, nu știu, vindecare, fericire, cuarț roz, cuvinte care au vibrații înalte, recunoștință, iubire, pentru că într-un final asta vindecă, mai presus de orice. Și chiar dacă nu ai o altă posibilitate și ai o apă și trebuie să-ți cumperi o apă în sticlă din plastic, ai pus-o într-un pahar și pune-o la soare să se încarce cu codurile luminii. Automat îi schimbă structura. Mai există o tehnică, am văzut acum recent, cu apa lunei pline. Da, încărcare. Da, așa că atunci încărcăm și cristalele, atunci încărcăm, putem să încărcăm și apa. Da, este o practică feminină ancestrală veche. Interesant. Pentru că luna are, ea se ocupă, domina apele, practic. Am văzut ciclul
Am văzut luna cum înconjoară planeta și apa cum se duce după ea. Am văzut cu toții video-ul ăsta sau cel puțin, nu știu dacă toți, dar am văzut. Da, dar și fluidele din corpul nostru, să nu uităm. Absolut. Și de-aia când povesteai despre... Noi suntem 60% apă. Apă, da. Și când povesteai despre ciclurile menstruației și luna, la asta mă gândeam. Exact. Cât e, se spune că femeia este puternică, conectată cu esența ei feminină în momentul când își sincronizează ciclul cu fazele lunii. În lună plină să aibă menstruație și în lună nouă să ovuleze. Și asta e perfecțiunea sacrală feminină. Și nu este complicat să știi. Primul care trebuie să-l faci să reglezi ritmul circadian. Și atunci totul se aranjează. Ne dai câteva tips and tricks-uri pentru ăștia care suntem mai puțin evoluați spiritual. Poate că într-o seară dă pofta de dulce în noi. Iartă-ne că tu ne-ai explicat foarte frumos, dar practic vorbind, când ne lovește durerea, ce facem? Ne dai câteva tips and tricks-uri? Adică, ok, se face seara, știm cu toții că atunci ne lovește pofta, ce, în afară de... Bine, mierea aia cu sare de care ai zis, ok, am ținut-o minte, plus lumina roșie înainte de culcare. Merg și ledurile sus acolo dacă sunt... Da, e mâna asta, uite, o prăjitură să o mănânci în lumină roșie, e tot bine. Glumesc acum, serios. Aproape te credeam, venea să te iau în brațe. Deci, ce facem când ne lovește pofta aia nebună, mai ales seara? Noaptea. Uite-te, asta este o simptomatologie prin care trebuie să înțelegi că ești pe punctul de a ajunge la rezistență la insulină sau deja ai rezistență la insulină. Este un simptom care ar trebui să spună întrebări, stai un pic, dar de ce mi-e poftă de dulce? De ce caut dulce după masă? De ce caut dulce seara? O rezolvi din două perspective. Din perspectivă nutrițională, în primul rând, există, în 2024, avem suplimente prin care putem reduce spike-urile glicemice cu până la 40%, se iau înainte, susțin digestia. Poți să bei oțet de mere nefiltrat, bio, o lingură. Un șat sau o lingură. Da, nu, să nu îl bei, te rog frumos, nediluat, cu apă. Însă să-l bei cu paiul, chiar dacă nu ai parte de aportul enzimatic pentru a distruge dinții. Dar există suplimente care conțin extras de, și am lucrat la ele, de oțet de mere. Apoi, cum ar fi dacă ai mânca un morcov înainte să mănânci o prăjitură? Pentru că ai fibrele înainte și îmbracă carbohidrații. Sau, cel puțin, mănâncă ceva proteic, nu știu, cheesecake. Pavlova, care e făcută din albuș pe bune. Ce prăjitură îți place? Să o adaptăm. Doamne, aici am mai lovit. Toate. Îmi plac tartele foarte mult. Eclerul. Sunt terminat după ecler. Tartele, în mod special. Uh-huh. Așa. Dar, să știi că am avut o perioadă foarte lungă când mâncam morcov seara. Și prietenii mei la ultimul grătar chiar au făcut mișto de mine că am ajuns acolo și am început să mănânc. Eu scăpasem de la Survivor. Și mâncam de toate. Și eu zic, alu, ce faci? Unde-s morcovii? Ce facem? Ne-am băgat în deserturi, Eu nu mai puteam, abia așteptam să mâncam orice. Pentru că avusesem două luni în care nu mâncasem mai nimic. Și uite că a trebuit să stopez pentru că am ajuns imediat la greutatea, na, efectul yo-yo, ai rezistat atât timp, ai pus la loc imediat. E super. Să continui să mănânci și tu și fetele tale câte un morcov pe zi, pentru că morcov are niște super puteri și morcov, uite, tot este un aliment al românilor. Elimină endotoxinele din microbiom, adică tot ce aici este legat de BPA, plastic, orice bem, că și apa o bem cu hormoni și totul e unde, și morcovul, unde ne întorcem. Dacă nu-i ne făcut unde trebuie, dacă nu-i bio, dacă nu... Morcovul să-l cumperi cu murdar de pământ, cu acid fulvic și humic, real, nu spălat, nu... Și te uiți la doamna de la piață, și cum mă duc la piață? Mă uit în ochii ei și îmi dau seama unde a fost făcut morcovul, la cel gros sau la ea în curte, știi? Da. Adică... Dar n-ai cum, trebuie să avem încredere că așa funcționăm. Eu jumătate de piața domenii am fost pe la doamne pe acasă și mi-au rotat grădina și curtea și găinele și iepuri și ce tot. Interesant. Da. Așa ce idee bună. Oamenii. Ce idee bună asta. Da. Ia să mă duc în vizită la oamenii de la piață, de la noi, de la Râmnicu Sărat acolo. Uite-te.
cine mă invită la, la voi acasă, ia să văd, mă duc. Și dacă găsești ceva bun, împarte, cum fac, fac și sharing. Eu mai departe comunitatea sharing mea. Sharing is caring. Știi ce fac? Le dau, recomand ceva și m-am dus la piață și nu mai aveam leuri, dar am pus pe story, ladies, data viitoare când vă duceți și vă bucurați de sursa mea, mă lăsați-mi și mie două legături de leuri, de atât am vrut și n-am mai găsit, efectiv. Da, păi, na, foarte bine, știi cum e, că e important. Sharing is caring. E important să dăm mai departe lucrurile bune. Strategiile noastre de a mânca sănătos sunt mereu lovite de câte un... ceva neașteptat, cum ai spus tu, cu bomboanele alea pe care ți le aduce colegul sau colega sau... Da, și noi ne-am învățat să spunem nu, înțelegi? Uite la tine, nu mănânc dulce între miezi. What? Iar te-ai bucat, ați nebunit, vă uitați pe Instagram, stilul de viață, sănătos, azi îl aveți, mâine îl aveți, faci, oamenii fac mișto unii de alții, eu văd. Asta, în compania mea nu se mai întâmplă lucrurile astea de foarte mult timp, pentru că ne susținem reciproc și avem cu toții un stil. Un stil de viață, nu mai e dietă. Dar, da, dar eu mă uit cum oamenii fac mișto unul de altul în cercuri. Aia, te-ai pucat să mănânci sănătos. A, nu bei? Da, nu, mai că te vezi cu... Ești bărbat. Niciodată nu bei. Ce faci? De ce nu bei, Jorge? Da. Uite, alcoolul omoară testosteron. Ceau. Extraordinar. Mi-ai dat o veste foarte bună. Da, chiar am cumpărat o carte, How to Quit Drinking, și cred că așa se numește. Mm-hmm. Quit Drinking the Easy Way. Ok. Quit Drinking the Easy Way, așa se numește în engleză. Și tipa care mi-a recomandat cartea zicea că la finalul cărții, după ce o citești, te lași de alcool. Sunt curios să văd. N-am citit nicio pagină. E pe noptieră. Dar am pus-o pe noptieră, am zis, mă apuc de ea. E un prim pas. Iar dar tot, doresc, începe adică... tot începe cu primul pas. Dar miștocăreala asta între bărbați, că oh, nu bei, oh, nu pot să... Și vezi, și asta pare nu e că o chestie. Expirat deja. Chestia asta cu... nu pot să am încredere în cineva care nu bea. E tot... dată de ăștia care beau în continuu, știi, că adevărat. Te fac să te să te apuci. Hey. Da, da. E interesant, știi, și mediul în care trăim e important, nu, pentru alimentația noastră. Mediul în care trăim e parte din fundament. Mediul de acasă, mediul în natură, poluarea. Acasă ne distrugem microbiomul casei prin substanțe chimice prin care ne facem curățenie. În natură consumăm sticle din plastic și nu să nu uităm că tot ce e ce pleacă de la noi din casă se duce în natură, revine înapoi în farfuria noastră. Iar la capitolul poluare deja e un subiect care nu mai avem cum să-l schimbăm, pentru că uite câte lucruri se demarează și noi suntem din ce în ce mai rău. Dar... avem soluții. Avem, tu ne dai soluții. Deci avem morcovi puși în frigider, tăiați bine, aia cu pământ, spălați frumos, tăiați feliuțe. Da, purificator în casă. Așa, așa, frumos, le pui în frigider când te trăznește, deschizi frigiderul. Iei morcovi, nu mai e altceva. Adică te apuci și iei și te apuci și gătești la 1 noaptea când te... Deci odată morcovi, mierea cu sare după cină. Femeile pot să... adau și un lucru. Cartofii. De când românul mănâncă cartofi fără coajă? Nu înțeleg asta. De când sunt străbunicii noștri... Bine, străbunicii mei sunt... o parte din ei sunt moldoveni, o parte din ei au origini române și ruse, pentru că sunt din Republica Moldova. Dar de când mă știu, cartoful se mănâncă cu coajă. Cartoful dulce îl mâncăm fără coajă, cartoful normal îl mâncăm fără coajă, cartoful mod îl mâncăm fără coajă. Acolo e tot învelișul nutritiv, efectiv. Curajez să le spălăm, le punem în bicarbonat, le aranjăm, le punem la fier sau la copt. Să mâncăm cartofii cu coajă. Imaginează că femeile care mănâncă cartofi dulci cu coajă au un nivel de progesteron extraordinar, pe care în primă fază, când a fost realizat studiul, nici știința nu s-a explicat. Și șanse, fiind atât de fertile, șanse e să rămână sărcinată cu gemeni până la 80% mai mare la femeile care au în alimentație cartofi dulce cu coajă din abundență, pentru că cartoful dulce și rădăcina de iam, din rădăcină de iam se prepară cele mai multe creme topice pe progesteron. Ce să ne luăm creme? Putem să mâncăm cartofi cu coajă.
Și ne îmbunătățește și textura pielii, sănătatea da, ei. Vitamina C, în primul rând, conținută de vitamina C e în coajă, ca la kiwi. Kiwi tot mâncăm fără și coajă. Și castraveții nu-i mai curățăm, mâncăm nu. Direct. Dacă sunt niște castraveți în care sursa este una bună, atunci îi mănânci cu coajă. Dacă nu știi sursa, mai bine preferi fără. Da. Dar nu mai mănânci decât cum era. Vezi, asta să fie o motivație să mergi să-ți cauți o sursă bună și curată de alimente. Este fascinant cum stau de vorbă cu tine și îmi vin 100.000 de întrebări când vorbești și eu sunt omul soluțiilor, să știi, mie îmi plac soluțiile. Crede-mă și mie. Pentru că sunt înconjurat de atâtea informații și avem în jurul nostru atâtea informații încât și probleme încât deja nu mă mai interesează caut care e soluția, că deja nu mă mai afectează problema, știi? Și de-aia te tot întreb, de-aia insist să ne dai soluții, pentru că pe lângă cartofi cu coajă, așa, deci eu magazinez acum toate informațiile, nu știu cum să-ți explic, mă duc acasă, pun, îi aliniez pe toți și facem listă. Mânca vartata, așa o să încep. Și, deci, pe lângă cartofi, altceva, cine mai sfătuiești? Mai, în primul rând, cu ce am început noi mai devreme discuția noastră, nutriția nu este doar despre mâncare. Toți mâncăm, dar puțin ne hrănim. Dar hrana înseamnă atât alimentație, atât somn, atât soare, atât relații, împlinire personală și dorința de a începe să trăim în iubire sau, cum spuneau bunicile noastre, în credință. De aici este fundamentul și crede-mă că așa vin toată lumea spune, dar unde când eu nu pot să găsesc oamenii ăștia care cresc animale curat sau legume curat? Acolo unde există intenție din iubire, orice se întâmplă. Și cartofii crescuți fără pesticide și un ulei de măsline de calitate și o carne bună și un unt nepasteurizat, totul vine către tine. Iar pe părerea mea este că de aici ar trebui să pornim cu toții pentru că ne-am pierdut și nimic nu se mai aranjează în viața noastră și totul artificial este, inclusiv și mâncarea. Și relațiile, și somnul, și apa, totul e artificial. Interesant. Și comoditatea. Că iar nu mă mai duc până la este piață, nu mă mai duc până exact. Cobor până la colț, mă duc până hai la... Hai că noi femeile ca noi, dar voi care sunteți mari vânători, nu mă mai duc până la... Am ajuns mai bărbații să nu meargă să exploreze, să caute hrană curată pentru familie, ci să se ducă până la Mega să ia o rucola obosită și să o pună în farfurie. Nu există. Dar eu consider că bărbații sunt sursa numărul unu care ar trebui să susțină femeie. Femeia să gătească în energie bună, iar bărbații să vâneze o rucolă non-toxică, un măr fără pesticide și fără ceară, o carne de calitate și un ou bun. Da, s-au dezvoltat foarte mult magazinele din jurul blocului și datorită foarte mult. Dar din cauza noastră, nu? Că noi de lene, că nu ne aducem să facem piață, știi că am asta de la tata. Tata mă lua în fiecare duminică odată la biserică, după biserică la piață. Uite ce vorbeam, vezi. Și, într-adevăr, așa e. Simt 100% ceea ce spui, că energia casei așa era. După piață făceam masa, găteam împreună, sclavul muncea, așa era, între ghilimele. Uite, da, un lucru care l-ai spus acum, foarte important, în nutriție și în soluții. Toată lumea s-a uitat sau a citit cartea despre alimentația în Blue Zone. Wow! Asta e un documentar pe Netflix despre care eu și soția mea vorbeam chiar sâmbătă când am fost într-o vizită la niște prieteni. Da. Te rog. Nu e despre cum mănâncă oamenii din Sardinia sau oamenii din alte zone și cât leguminoase și câte. Cel mai important aspect pentru longevitate este să adunați familia la o masă, măcar o dată pe săptămână. De ce italienii sunt atât de longevivi? Tu ai observat la ei cum duminica este prânzul în familie. Cineva gătește, adună toți oamenii. Asta este cel mai sacru principiu de longevitate pe care poți să-l dai, să împarți hrana ta cu oamenii dragi ție. Asta este
cel mai important aspect, pentru că singurătatea este mai toxică decât fumatul. Da, așa este. Și asta te hrănește cu adevărat. Ikigai al japonezilor, exact. Scopul vieții. Da, și, da, m-am marcat acel documentar, The Blue Zone, așa îi spune. Da, da, da. Zonele, da, albastre, nu știu cum era în română, că l-am văzut, că noi avem Netflix-ul în engleză. Dar da, așa este. Este fascinant cât de mult te descoperi când începi să cauți și când ai intenție, da, așa cum ai zis tu. Știi, să privești din alt unghiu, doar, aha, ok, ce-o mâncat omul din Sardinia, dacă mănânc și eu, nu, e despre asta. Ia întâi esența, nucleul mesajului, și apoi vii cu detaliile. Iar aici, ce alimente mâncau acei oameni, sunt detalii. Uite, ieri am fost într-un loc unde erau cred că peste 100 de familii, fiecare cu grătarul ei, cu pătura pe iarbă și așa mai departe, undeva pe lângă București, și am regăsit acea energie care era... Puterea comunității, da, tribului. Da, tribul, da, eram toți acolo, niște descurcăreți, care mai de care, erau în fum de nedescris, dar... Fiecare cu grătarul lui, fiecare cu masa lui, fiecare cu familia lui, și într-adevăr regăsesc din lucrurile pe care le spui această energie a duminicii în familie, dar noi eram acolo un neam mai mare care ne strânsesem, știi? Super, era energia, și colectivă. Eu am o vorbă pe care o spun foarte des femeilor din viața mea, dar îți plac și ție eclerele. Este una să mănânci 10 eclere de nefericire și este una să mănânci 10 eclere de fericire. Corpul tău primește altfel. Când împarți, când te bucuri, când râzi, când zâmbești. Dar când te-ai dus acasă și ai mâncat 10 eclere doar că te-ai certat cu soția, soțul, iubita sau cu șeful sau s-au întâmplat lucruri și tu mănânci de stres. Cutia de înghețată. Da, atunci zahărul în corpul tău face cu totul alte ravage. Și una când stai cu un ecler în mână, râzi cu oamenii dragi, te bucuri, nu știu, dansezi, petreci timp în natură și toate lucrurile. Se întâmplă altfel tot. Mi-ai dat scuza perfect acum. De bucurie, iubita, de fericire. Eu, de ce fericit sunt 13 ecleri. Ecleruri, nu e nicio problemă. Da, așa e. Ai altă energie, altfel digeră corpul, altfel... Exact. Deci, practic, noi trebuie să lucrăm mai degrabă la energia noastră, a casei, a relațiilor noastre. Pentru că, uite cât de singuri, dacă așa să ne uităm în jurul nostru, suntem ocupați, ajungem, abia de reușim să ne vedem cu oameni super apropiați, familie o dată pe lună, suntem separați de familii. De ce, mă uite, și în Sardinia, că te dă la Bluzon, își țin aproape toate generațiile, să fie toți aproape, să existe puterea comunității, a familiei. Iar noi suntem singuri. Da. Chiar dacă suntem în cuplu. Da. Se poate întâmpla asta. Din fericire pentru noi am fost crescuți diferit și exact, da, în spiritul ăsta pe care îl spui. Și sunt sigur că sunt mulți români care instinctiv păstrează tradiția asta a familiei și a energiei familiei. Eu îți mulțumesc din suflet pentru informațiile tale. A fost o reală plăcere să împărtășim așa. Nici nu pot să spun că a fost un podcast, a fost așa o conversație pe suflet. De suflet. Și da, sunt fericit că uite, există o astfel de abordare și un altfel de sfat către oameni, știi? Pentru că eu am luat așa la rând câteva informații pe care tu le-ai spus acum și ține de noi, ține de energia noastră, ține de noi ca români, noi să ne... toți avem răspunsul, fiecare dintre noi, ce ne face bine și ca alimentație și ca apă și ca relație și ca orice. Nu, răspunsurile nu le au alți oameni despre noi și tocmai de asta încurajez pe fiecare să testeze ce funcționează pentru ei ce mai bine, să-și cunoască corpul, pentru că asta cu adevărat este o onoare în viața asta. În momentul când tu îți cunoști corpul, simptomele, înțelegi ce nevoi ai și asta nimeni nu poate să o facă în locul tău, nici eu, nici alți experți, absolut, testezi, încerci, te bucuri de rezultat sau nu și mergi mai departe și testezi altceva. Pentru că viața asta este o experiență atât de frumoasă. Să începem o dată să ne iubim cu adevărat, să nu doar să mâncăm, dar să ne și hrănim și nu doar să dormim, dar să ne și odihnim. Amin. Și rest, amin, da. Amin, da. Așa este. I'm in also. Dragilor,
Lăsați-ne în comentarii cu ce ați rămas după podcastul ăsta. Vă zic eu câteva cu care am rămas eu, cu morcov în frigider și cu cartoful cu coajă, cu... copt în coajă, miere cu sare. Nu, mierea cu sare asta, clar, am zis-o de nu știu câte ori. Și ai zis sex... diet. Sex diet, ok. Pentru doamne. Îți dai seama că studiile 90% pe toate acest nutrienți, că sunt nutraceutice, adică sunt plante sau nutrienți, au fost realizate pe bărbați. Abia de-am reușit să găsesc câteva studii care au fost realizate pe femei și mulțumesc acelor conducători de studii care au făcut acest lucru. A fost foarte complicat să creez. Adică este un supliment care funcționează excelent și pentru bărbați, dar în inima mea, când eu am creat, a fost gândul la femei. Superb! Știți ce aveți de făcut? Lăsați un comentariu, dați un share, trimiteți mai departe către prieteni, prietene, pentru că sunt informații foarte importante în acest podcast. Și nu uitați mereu capul sus și nasul jos. Vă pup!